Născut la 15 iunie 1969 în Karlsruhe, Germania, Oliver Rolf Kahn este portarul component al echipei Karlsruhe SC și din 1994 al celor de la Bayern München, echipă la care rămâne până la finele carierei în 2008. Kahn, o vreme și capitanul naționalei țării sale, rămâne unul dintre cei mai de succes jucători germani din ultima vreme, câștigând campionatul de 8 ori, Cupa Germaniei de 6 ori, Cupa UEFA în 1996, UEFA Champions League și Cupa Intercontinentală, ambele în 2001. Pe plan individual, Oliver a câștigat de 4 ori la rând premiul de cel mai bun portar european, Balonul de Aur la campionatul mondial din 2002 și 2 trofee fotbalistul german al anului. Titan al fotbalului german, unul dintre cei mai mari portari ai lumii din 1990 încoace, Kahn a fost și fotbalistul, dotat cu excepționale calități de goalkeeper. Dancing's done, don't worry 'cause the night is young. Who can hold us right back? 'Cause we De la Bayern München se va fi încheiind cariera portarului german, care, luându-și rămas bun de la suporteri, a reușit să-i aducă pe unii într-o stare emotivă foarte apropiată de izbucnirea în lacrimi.